Mai sunt 2 zile până la cel mai tare concurs al începutului de an în România. La campionatul de dat palme s-a înscris și un muncitor de pe șantier care vrea să-i facă knockout pe adversari. Competiția este sâmbătă de la ora 23 pe Luxport Plus. Florentin Tincu s-a antrenat toată săptămâna cu lopata în mână. Obișnuit cu munca grea, tânărul are deja palmele formate pentru campionatul organizat în premieră la noi în țară. Fizic mă simt foarte bine în formă și mai mult am nevoie de susținere psihică și vreau să fiu mental. Mental, cred că chestia asta stă mai mult în mentalitate decât în fizic. Florentin speră să-și doboare adversarii încă de la prima lovitură. Tânărul nici nu se gândește cum e să-și ia palme. Toată pregătirea a fost făcută doar pentru a-i termina pe adversari și a făcut deja tactica pentru campionatul care va fi sâmbătă de la ora 23 pe Luxport Plus. Asta este golul meu. Prima palmă să fie primul knockout ca să pot să bag frica în adversarii mei. Sunt dreptat și pe dreapta mă axez mai mult. Și o să... dreapta vei da cel mai tare. Da, în concurs o să intru pe dreapta. Și stânga nu este de lăsat, că stânga te lovește, dreapta te doboară, cum vine vorba.